Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, deschidem seria evenimentelor culturale de la standul editurii Herald în această ultimă zi de târg Gaudeamus, 26 noiembrie, cu evenimentul Autismul între mit și realitate, lansarea cărții Tulburarea de spectru autist, ghidul complet pentru înțelegerea autismului de Chantal Sisir-Kira. Invitații noștri din această primă jumătate a zilei, la primul eveniment, Camelia Crâșmariu, psiholog în psihopedagogie specială, coordonator ABA la Asociația Help Autism din anul 2015. Urmează cursurile masterului Applied Behavior Analysis din cadrul Universității Clemson. De asemenea, Marius Teodor Zamfir, psiholog, expert în psihologie clinică și psihologie judiciară, coordonator al Centrului Sfântul Mihail pentru copii cu autism. Trebuie să menționăm faptul că e un lucru foarte important, alături de noi sunt doi reprezentanți ai asociațiilor care se ocupă de autism, Camelia și Marius. E un lucru foarte, foarte important pentru discuția noastră, pentru dezbaterea noastră de astăzi. De asemenea, colega mea, Gabriela Denis, coordonatoarea colecției, și prietenul nostru, Bogdan Brumă, traducător, practicant al meditației și instructor de Aikido. Cu Bogdan ne-am întâlnit și la evenimentele de ieri. Pentru început, aș vrea să-i dau cuvântul Gabrielei Denis, colega mea, coordonatoarea colecției, să ne spună câteva cuvinte despre colecție și despre această carte, cu siguranță o carte specială pentru TSA, pentru tulburarea de spectru autist. Mulțumesc celor care au venit aici ca să ne susțină în acest demers de lansare a acestei cărți importante, Tulburarea de spectru autist. Am să vă spun câteva cuvinte întâi despre colecția Parentaj, pe care noi am lansat-o acum câțiva ani în cadrul editurii Herald și care a avut un succes deosebit. Cred eu că, în primul rând, succesul acestei colecții s-a datorat alegerii unor titluri de foarte bună calitate, care au abordat parentajul dintr-o perspectivă științifică, dintr-o perspectivă experimentală. Autorii sunt toți psihologi sau formatori în domeniul parentajului cu foarte mare renume, recunoscuți internațional, și ale căror metode și-au dovedit viabilitatea în decursul timpului. Și vorbim aici despre autori ca Aleta Solter, una din cele mai îndrăgite formatoare și un foarte mare psiholog în domeniul psihologiei copiilor. Vorbim despre Alice Miller, un psihanalist elvețian de o calitate umană deosebită, care a studiat, în primul rând, trauma în copilărie. Stanley Grispen, mulțumesc, Sorin. Michael Thompson, psihologul cu care am debutat în această colecție. Și, de asemenea, nu vă ținem străin faptul că urmează să mai aducem în colecție și alți autori de renume și alte titluri de o importanță foarte mare pe plan internațional, titluri care au primit aprecieri deosebite. Și vorbim aici și de Țabari, cu Familia Înțeleaptă, o carte care va apărea în curând la editura noastră. Vorbim despre Kabat-Zinn și soția sa, Mila, a căror carte Mindfulness pentru părinți am publicat-o în cursul anilor trecuți și care de asemenea a avut un succes deosebit. Căutăm să diversificăm foarte mult tematica în această colecție și să ne adresăm părinților din tot spectrul, să spun așa, dacă tot vorbim despre un spectru aici, părinți care au copii dificili, copii care au părinți cu nevoi speciale, dar și părinți care, din cauza unor probleme de
de viață se confruntă cu tot felul de situații deosebite, traumatizante sau chiar chiar dacă obișnuită, să spun așa, cum este divorțul. Acum divorțul este aproape, da, aproape că este la modă în societate, în oricare societate, nu numai în societatea noastră. Sunt probleme care afectează foarte mult copiii, le afectează copilăria și potențialul lor de dezvoltare. Astfel, vrem să diversificăm tematica din colecție și această carte se înscrie în acest proces. Tulburarea de spectru autist, o carte a unei autoare, în primul rând părinte de copil autist, psihopedagog special, o autoare care s-a confruntat cu autismul în toate fazele ei, în toate fazele lui. În primul rând, ca pedagog al unor copii pe care nu-i cunoștea și cu care nu avea o relație deosebită, după care ca părinte care a descoperit la vârsta de 2 ani a copilului său că are un copil cu autism sever, non-verbal, un copil care nu a dezvoltat niciodată limbajul oral, dar care în cele din urmă a ajuns să comunice prin diverse suporturi, printr-un suport informatic, prin scris, a reușit să-și dezvolte limbajul. Iar ulterior, ca părinte al unui copil adolescent și al unui adult. Un adult care acum este reprezentant pentru tineri cu nevoi speciale în cadrul Organizației Națiunilor Unite și este artist. Este un pictor deosebit, un pictor care chiar își vinde lucrările și are un succes, probabil și datorită renumelui pe care îl are de artist autist, dar ale cărui picturi vă invit să le vedeți pe internet, sunt afișate pe internet și sunt deosebit de emoționante, vă vor impresiona în mod cel, pe mine cel țin m-au impresionat foarte mult. Este vorba de fiul autoarei Jeremy Cecil Kira, care acum cred că are undeva peste 25 de ani și încearcă să ducă o viață independentă. Ce este cu această carte? Eu cred că este un ghid pentru părinți, dar și pentru specialiștii din ONG-uri, din organizațiile non-guvernamentale românești, chiar dacă vorbește despre un sistem străin, un sistem, despre sistemul american, în primul rând, de asistare a copiilor cu nevoi speciale, vorbește despre o legislație străină, vorbește despre un sistem de învățământ inclusiv, care cred că este printre cele mai bine dezvoltate la ora actuală din lume. De ce cred că este importantă pentru părintele român și pentru personalul din, pentru psihologul, să spun, din organizațiile non-guvernamentale românești? Pentru că este un exemplu despre ceea ce ar trebui să se întâmple și în societatea românească și pentru modul în care trebuie să ne căutăm resursele noi ca societate civilă și ca părinți pentru a lupta cu un sistem greoi și a ne asigura nevoile și resursele de care copiii noștri au nevoie. Iar apoi, această carte mi aduce un plus, vorbește despre adultul cu autism, fiindcă, așa cum probabil că vă puteți imagina, autismul nu dispare la vârsta adultă și deși toate sistemele inclusive, inclusiv în Statele Unite sau în Europa Vestică, oferă resurse pentru autistul copil și adolescent, majoritatea îl uită la viața adultă, oferindu-i mult mai puține resurse și mult mai puține oportunități pentru a duce o viață independentă. E adevărat, de asemenea, că avem foarte multe lucruri de învățat în continuare din sistemul american și din sistemul european, pentru că acolo fundațiile, organizațiile non-guvernamentale și chiar organizațiile de stat caută să ofere tinerilor autiști terapii ocupaționale, case sociale, tot felul de centre în care ei se poată duce o viață cel puțin semi-independentă. Noi încă nu cred că avem aceste beneficii și mai mult decât atât, la noi nu există diagnosticul la vârsta adultă. Despre toate aceste lucruri veți putea citi în această carte. Eu sper să reprezinte un imbold, în primul rând, pentru părinți. Există câteva secțiuni în această carte care se numesc chiar așa, Părinții Pot, despre puterea
părinților, părinții care se unesc, părinții care își doresc, părinții care într-adevăr vor să lupte pentru copiii lor, atunci când sunt uniți, au o forță și pot schimba lucruri. Acesta poate că se întâmplă într-o societate avansată, așa cum este... Eu cel puțin așa o numesc societatea americană, privind societatea românească, numesc societatea americană o societate avansată, la fel și societățile din Uniunea Europeană, dar cred că către acolo trebuie să tindem noi și acela trebuie să fie idealul nostru. O societate în care părinții să poată face ceva pentru copiii lor, să nu mai măsurăm succesul în viață după succesul financiar și după realizările materiale pe care le obținem, ci să vedem succesul în viață pentru copiii noștri ca o măsură a lui a te trăi pe tine însuți și a trăi viața la adevăratul tău potențial. Și cred că despre asta este vorba când vorbim despre fericirea copilului nostru. Majoritatea părinților, când au fost întrebați, cel puțin în ultima perioadă, ce își doresc pentru copiii lor, au spus vreau ca să am un copil fericit, vreau ca copilul meu să fie fericit. Cred că despre asta este vorba când vorbim despre fericirea copilului nostru, a te trăi pe tine însuți și a trăi la adevăratul tău potențial, indiferent care este acela. Dacă avem un potențial mai mic sau mai mare, numai noi putem să descoperim lucrul ăsta și nu-l putem descoperi dacă nu suntem acceptați. Când părinții nu își acceptă copilul așa cum este el, nici el nu se va accepta pe sine. Când părinții nu au încredere în copilul lor așa cum este el, nici el nu va avea încredere în sine. Și când părinții nu caută să-l descopere cu entuziasm, cu fascinație, cu iubire, nici copilul nu se va căuta pe sine. Acesta este mesajul meu și acesta cred că este mesajul pe care vreau să-l transmit în Colecția Parentaj. Iar acum când vorbim despre copii cu nevoi speciale, cu atât mai puternic trebuie să fie acest mesaj și aș vrea să-l văd reflectat, în primul rând, în sufletele oamenilor din societatea noastră, care să caute să fie mult mai toleranți și să privească către copiii cu nevoi speciale cu mult mai multă bunăvoință și deschidere. Mulțumim, Gabriela Denis, coordonatoarea Colecției Parentaj a editurii Herald. Două cuvinte, înainte de a purce de la celelalte întrebări, două cuvinte despre această carte, Tulburarea de spectru autist, volum distins cu Autism Society of America, cu premiul pentru lucrarea excepțională a anului 2005, explică toate aspectele acestei afecțiuni și a fost scris pentru părinți, cadre didactice, îngrijitori și alte persoane aflate în căutarea de informații specifice. Este o carte extrem de valoroasă, actualizată pentru a prezenta cele mai recente cercetări și metode de tratament, inclusiv criteriile de diagnostic formulate pentru DSMB și reușește să creeze un tablou cuprinzător a ceea ce înseamnă viața alături de o persoană cu tulburare de autism, prescurtat de SEA. Cum a spus și colega mea, Gabriela, Cecil Chira este un pasionat autor și formator de opinie în domeniul autismului, cu o experiență de 25 de ani ca profesionist, dar și ca părinte al unui copil diagnosticat cu TSA. Aș vrea să o întreb pe Camelia Crișmariu să ne facă, de fapt, o foarte scurtă sau scurtă introducere în cifre a ceea ce înseamnă TSA în România. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu astăzi aici. În ceea ce privește cifrele, la nivel oficial, Ministerul Sănătății are în 2012 emis un raport în care figurează numărul de 7179 de copii diagnosticați cu autism, dintre care 4500 au certificat de handicap, doar că la nivel neoficial există undeva în jurul cifrei de 15.000 de copii cu tulburare de spectru autism. Acum, cifrele nu sunt unele reale și din cauza că certificatul de handicap reprezintă un prag pe care mulți părinți nu sunt dispuși să îl treacă din cauza unei etichete de care copiii ar putea suferi la vârsta adultă. Îți mulțumim mult! Marius Teodor Zamfir, o să fac o foarte scurtă introducere pentru această întrebare.
Sistemul de protecție socială și sistemul educațional, descrise în carte, impresionează prin gradul de organizare și resursele umane și financiare antrenate de către Statele Unite pentru a gestiona fenomenul autismului. Cunoașterea detaliilor din interiorul acestor sisteme, ce funcționează și ce nu funcționează, mi se pare extraordinar de utilă, să revenirea la realitatea românească trebuie să fie și extraordinar de frustrantă. Ce avem și ce nu avem noi la dispoziție pentru a ne ajuta copiii să se dezvolte în societatea românească când vorbim de tulburarea de spectru autist? Am avut deja timp să citesc undeva la jumătate din această carte. Am citit aproape tot ce s-a scris despre autism în România, lucrând de peste 12 ani în domeniul copiilor cu autism. Și pot să vă spun că această carte reprezintă o sinteză a tuturor cărților pe care eu le-am citit până acum, foarte reale. Vorbeați de sistemul public de la noi. Într-adevăr, e o diferență majoră între sistemul public de la noi, dar și începe cu beneficiile. Suntem dintre puținele țări din lume care avem o lege a autismului, o lege a recuperării acestor copii, din păcate cu plusurile și minusurile ei. Într-adevăr, nu avem resursele, în primul rând, și mai ales bugetul pe care le alocă societatea americană pentru recuperarea copiilor cu autism. Într-adevăr, greșii au un plus foarte mare prin istoria autismului pe care o au. Dacă la dânsii autismul a început să explodeze undeva în jurul anilor 90, la noi abia după anii 2000 au început să apară, deci avem o întârziere de peste 20 de ani sau cel puțin 10 ani legată de această recuperare și e normal ca dânsii să fie mult mai înaintea noastră. Eu zic că totuși în România se fac terapii bune, de calitate, din păcate nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Am avut specialiști și din America la mine la centru, am avut specialiști și din Anglia și din Scoția și pot să spun că de multe ori chiar datorită structurii sociale pe care noi avem, rezultatele s-ar putea să fie un pic mai bune la noi, pentru că dânsi având un sistem public care oferă integrarea copilului la orice nivel de dezvoltare, nu se solicită atât de mult terapeutic copilul, de când noi avem sistemul public de învățământ de masă și sistemul public de învățământ special. Sunt acestea două care oricum sunt grele în ziua de astăzi, chiar și pentru un copil cu dezvoltare normală este greu să accede și să facă față sistemului de învățământ. Sistemul special, din păcate, este și el la un nivel de destul de slab și atunci noi tragem de acești copii în special pentru a integra în învățământul de masă și de cele mai multe ori cu rezultate chiar extraordinare. Asta și datorită faptului că în ultimii 5 ani eu personal, dar nu mai au foarte mulți specialiști, chiar și din America și din Franța, au început în ultimul timp să asociem o nouă formă de autism, mai precis o formă de autizare datorită consumului excesiv de mediu virtual în primii 2 ani de viață a copilului, deci copii care stau în medie peste 4-5 ore în perioada de dezvoltare a senzorio-motorie, 0-2 ani, dobândesc această formă care este identică aproape ca și comportamentul cu tulburarea de spectru autism, numai că în momentul în care începe în recuperare, îi se recuperează foarte ușor, foarte repede. Diferența între un copil cu tulburare de spectru autist care beneficiază de o intervenție timpurie și unul diagnosticat sau integrat în sistem mult mai târziu. Aici iarăși trebuie să mergem pe dezvoltarea, plecând de la sistemul genetic, neurologic și imunitar și biologic, dar mai ales sistemul neurologic. Trebuie să ne gândim, în primul rând, cum se formează creierul, pentru că autismul este o tulburare de neurodezvoltare. Și atunci trebuie să știm, în primul rând, că la 2 ani de vită creierul își triplează dimensiunea de la 300 de grame undeva la 1 kg. Este o triplare doar structurală, pentru că la naștere copilul are undeva între cam 83 de miliarde de neuroni față de noi, care avem undeva la 86 de miliarde de neuroni. Deci, credem, diferența nu e mare procentual, sunt doar 2%. Cantitativ, într-adevăr, sunt 3 miliarde de neuroni, dar nu asta e problema. Problema este că la naștere copilul nu are aceste rețele neuronale formate. Ele se formează
în primii 2-3 ani de viață, de pildă la 3 ani de zile copilul are ca structură procentuală creierul format în proporție de 90% față de creierul unui adult, comparativ cu corpul care este undeva la 18, maxim 20%. Deci de aceea e foarte importantă intervenția precoce, pentru că sunt niște ferestre de oportunitate ale în dezvoltarea creierului, pe care nu le putem întâlni decât aici. Depinde, creierul își finalizează mare parte din acest proces de sinaptogeneză pe care noi îl numim, undeva la 6 ani, când chiar întâlnim undeva la dublul cantităților de sinapse pe care le avem noi ca adulți, dar nu s-a finalizat încă procesul de mielinizare. Tocmai de aceea e importantă intervenția precoce. Avem aceste unde iarăși cerebrale pe care copilul între 0 și 2 ani le are, după aceea între 2 și 6 ani, și sunt unde prin care copilul magazinează foarte multă informație, învață foarte mult doar prin interacțiunea cu mediul, prin interacțiunea cu părinții. De aceea este foarte importantă această stimulare precoce a copilului și orice privare senzorio-motorie, cum ar fi, spuneam mai devreme, de mediul virtual, duce la întârzieri în dezvoltare sau poate chiar la o tulburare aparent identică cu tulburarea de spectru. Mulțumesc mult pentru Bogdan Brumă. Ce poate face o părinte al cărui copil ajunge adult pentru a se asigura de supraviețuirea, dezvoltarea și fericirea copilului său? Ce oportunități are un adult cu tulburare de spectru autist? Vedeți, a fost diagnosticat în jurul vârstei de 4 ani, după un proces foarte laborios și foarte, foarte greu. Am pierdut mai mult de un an de zile pe la ortoped și psihologi care ne spuneau că copilul este doar deranjat emoțional, că totul se va reveni și totul va fi ok. La un moment dat mă obișnuisem chiar cu ideea că poate să ducă o viață și fără limbaj. Practic nu dezvoltase niciun fel de capacități cognitive superioare, să spun așa. Am intrat în dezvoltarea unui animăluț care stătea liniștit de la un moment dat și măcar puteam să avem o interacțiune cât de cât suportabilă. Au fost niște momente foarte, foarte dificile. La un moment dat, un psihiatru care era într-un sistem privat, dar care era dedicat acestor tulburări, ne-a spus că copilul este absolut irecuperabil și că putem să facem demersurile să îndrumăm spre zona de handicap foarte sever. Practic e irecuperabil pentru zona de școală sau tot ceea ce presupune o viață, așa zis, normală. Cu ajutorul echipei de la Help Autism și cu ajutorul mamei care este un homeopat, medic homeopat instanar, eu, psiholog, am făcut o sinergie, să zic așa, și astăzi Vlad, după 3 ani de terapie, este pentru cei mai buni din clasa lui, este integrat în sistemul de stat, în școala normală, are absolut toate capacitățile unui copil normal și chiar superioare. Așa că spune, cunoaște și limba engleză destul de bine, practic are o dezvoltare absolut normală. Acest lucru a fost realizat prin 4 ore de terapie pe zi, cel puțin, cu 2 terapeuți specializați și plus eforturile noastre ca părinți care îl coordonam și suplimentam cu activități sportive, cu tot ceea ce puteam să oferim la
existent pe piața românească. Demersul nu a fost unul, vă dați seama, ușor. Unul din părinți, practic, a trebuit să abandonez, în speță eu, a trebuit să abandonez tot ceea ce însemna afacere, deci să însemna modalitatea de a câștiga existența pentru a-mi dedica viața acestui copil. Vreau să vă spun că problema autismului este una extrem de crâncină în România. Cei care se confruntă cu așa ceva, la început au probleme majore de diagnosticare. În primul rând, nu au informațiile necesare pentru a înțelege ce se întâmplă cu copilul lor. Ulterior apare o fază foarte periculoasă și aceea un fel de fază de negare foarte acută în care părinții refuză să creadă că copilul lor are o problemă și una destul de gravă. Această fază de negare, dacă nu este atenuată de un specialist, dacă nu este atenuată de un sistem cât de cât coerent, vreau să vă spun că produce multe drame și eu personal am întâlnit destul de multe familii care au pierdut, cum spunea și antevorbitorul meu, un timp foarte important care ar fi asigurat copilului șanse mult mai mari la recuperare. Pentru că, un lucru foarte important, copiii aceștia nu se pot integra și nu se pot dezvolta fără acest sprijin terapeutic. Nu există rezolvare de la sine acest lucru și asta trebuie înțeles de la început. Nu există așa ceva și părinții tot trag nădejde într-un fel că lucrurile se vor rezolva așa și copilul își va dovândi capacitățile cognitive și toate celelalte. Un lucru care este extrem de fals și extrem de nervos. Personal, prin intermediul autism, am cunoscut foarte mulți copii. Unii au devenit și pacienți privat. Și vreau să spun că un adult care a prezentat TSA sau chiar autism în forme mai severe are șanse să se integreze în societate, chiar în societatea românească. Și asta este un lucru îmbucurător. Există o comunitate deja care s-a mișcat și a pus la punct modalități de preluare a copiilor care prezintă astfel de semne. Există chiar programe care ajută părinții să se integreze în astfel de programe cu suport gratuit, cel puțin măcar un an de zile de terapie continuă. Și vreau să vă spun că lucrul ăsta este foarte, foarte important, deoarece că în momentul în care am pornit noi cu Vlăduț, lucrurile au fost extraordinare de greu și am cheltuit aproape 50.000 de euro în decurs de maxim un an de zile. Numai pe terapie care nu a folosit aproape nimic. Lucrurile era făcută haotic și era făcută într-un sistem privat, adică acasă și până ne meream și nu știam absolut nimic. Și lucrul ăsta, vă dați seama, pentru o familie normală este... poate să se încheie multe lucruri, adică și financiar și... Vreau să spun că, din experiență personală, lucrurile acum sunt departe și mult mai bune decât acum 2-3 ani. Și această carte, prin resursele care le oferă la sfârșit, este de o valoare extraordinară. Și propunerea mea fi să fie distribuită într-un fel și în școli, pentru că există o lipsă de informare foarte mare la nivelul cadrelor didactice. Eu am avut conflicte foarte mari cu educatori, cu educatoare, cu directori de grădinițe, cu învățători, care, deși erau obligați și prin această lege a autismului să facă toate demersurile necesare, să integreze copiii care sunt afectați mai mult sau mai puțin,
lipsa de informare, lipsa de informații și de pregătire specifică care să le permită măcar să aibă idee despre modul în care un astfel de copil înțelege realitatea și reacționează, a făcut să fie respinși într-un mod brutal și să, cel puțin, să se taie multe din șansele care ar fi putut ajuta un astfel de copil să se integreze. După ce am spart ușile cu capul, noi ca părinți sau care suntem legați de foarte puternic emoțional de acești copii, am reușit să mai urnim un pic lucrurile, dar în continuare există o, mai ales la nivelul sistemului de stat, unde integrarea este mult superioară, pentru că un copil care are diverse dizabilități sau probleme de genul acesta se integrează mult mai bine într-un mediu în care sunt mai mulți copii, așa zis, normal, da? Decât într-un mediu special, unde toți prezintă o astfel de problemă. Și tendința părinților normală și firească este să încerce să-l integreze într-un mediu cu copii tipici. Da. Și astfel, lucrurile ar fi bine pentru toată lumea. Numai că această lipsă de informare, lipsă de specializare, face ca acești copii să încerce să fie respinși, să fie izolați, și astfel de resurse, cum ar fi această carte și cursurile care ar putea fi ținute și care, eu știu că Help Autism ține cursuri care formează învățători sau așa, deci informația, practic, ar ajuta destine întregi, adică practic sunt mii de destine care ar putea avea o viață absolut normală. Și aici, vorbind de veți omenești, practic, într-un anumit punct de vedere, efortul societății ar trebui să fie unul pe măsură, adică nu ar fi. Și societatea într-un fel s-a mișcat, pentru că toți cei care erau implicați și toți cei care, așa, cum spunea și antevorbitorul meu, am creat o lege a autismului, am creat, sunt niște organizații care funcționează, sunt niște resurse care cât de cât ne pun pe plan mondial la un nivel onorabil. Dar sunt încă multe lucruri de făcut, foarte multe lucruri de făcut. Și în principal țin de finanțarea acestei terapii care și de continuarea integrării acestor copii, pentru că degeaba faci terapie dacă după aia sistemul de stat sau învățământul ți-l refuză. Da? Acolo ar trebui să fie un nou efort, o nouă etapă care să ajute la integrarea în societate a acestor copii care pot deveni niște adulți absolut magnifici. Se cunosc cazuri foarte clasice de oameni care au avut sau sunt diagnosticați cu diverse afecțiuni în spectru și care sunt niște personalități excepționale, extraordinare, ale istoriei mondiale, ale lumii moderne. Mulțumesc, Bogdan Grumă. Iată, cum am spus și ieri în cadrul evenimentului Mindfulness în Educație, o spunem și astăzi, reiterăm această idee, cât de important este ca profesorii, cadrele didactice să înțeleagă ceea ce înseamnă, referitor la evenimentul de mindfulness, ceea ce înseamnă în cazul de față autismul, să-l înțeleagă și felul în care ajung să realizez o conexiune cu astfel de copii la orele de curs, pentru că acești copii să nu fie cumva, cum a spus Bogdan Brumă, marginalizați, de să fie integrați într-un sistem normal de educație, într-un sistem normal de învățământ, de creștere. Gabriela Denis, incluziune sau învățământ special pentru copii diagnosticați cu autism? Este o întrebare cumva în extensie la cele spuse puțin mai devreme de Bogdan Brumă. Cred că nu eu sunt cea care poate să dea un răspuns și mai ales un răspuns atât de general. Da, mai degrabă și aș putea spune doar ca un preludiu așa la acest răspuns. Până la urmă este decizia părintelui care
să-l rugăm pe Marius Teodor Zamfir să ne răspundă. Eu sunt în cel mai măsură pentru că fundația noastră are și parteneriat cu Ministerul Educației și funcționăm în cadrul unei școli speciale. Eu militez pentru înființarea unui învățământ special pentru copilul cu autism, dar doar ca nivel de startup. Deci doar ca nivel de startup. Pentru a putea oferi și părinților care nu își permit să facă o terapie, nu au financiar resursele necesare pentru a începe o terapie, dar cât de repede putem și aducem copilul la un nivel de funcționalitate pentru a-l putea integra în învățământul de masă, să facem foarte rapid acest transfer către învățământul de masă. Copiii cu autism au și ei nevoie să imite persoane tipice, persoane normale, au nevoie să interacționeze afectiv, socio-emoțional cu acest tip de persoane, pentru că cu aceste persoane vor socializa, dacă vor reuși să-și depășească nivelul de dezvoltare, să-și depășească nivelul de funcționalitate, în așa fel încât să fie activ din punct de vedere social și material și financiar și să nu ajungă niște persoane dependente din punct de vedere social de sistemul public de sănătate. Mulțumesc, Marius Teodor Zamfir, pentru Camelia Crășmariu. Sisil Chira, autoarea volumului Tulburarea de spectru autist, ghidul complet pentru înțelegerea autismului, descrie o serie de mituri despre autism care circulă în societate. În ce măsură regăsim aceste mituri și la noi, deci în societatea românească, mai multe sau mai puține și care sunt ideile preconcepute de care vă loviți în mod frecvent în afara comunității PSA? Cred că pot să încep cu a vă povesti puțin despre cursurile pe care le ținem în cadrul asociației, cursurile atât pentru cadrele didactice, de care povestea și Bogdan, cât și pentru specialiști, pentru formare de specialiști și chiar în cadrul cursului și pentru părinți, da, pentru informare și pregătirea lor. Dar în ceea ce privește cursurile pentru specialiști, avem o secțiune care exact așa se numește, mituri despre tulburarea de spectru autist, și chiar am găsit câteva puncte comune în ceea ce povestim noi acolo cu ceea ce se regăsește în carte, și anume copiii diagnosticați cu autism, ce sunt genii. Din păcate, ei nu reprezintă majoritatea cazurilor de copii diagnosticați cu autism, ci mai degrabă sunt cazuri izolate ce dezvoltă anumite abilități excepționale în anumite domenii, cum ar fi limbi străine, pictură, muzică. Iarăși, cea mai observat a fost mitul copiilor cu autism care nu au emoții, copiii cu autism care nu pot învăța, ceea ce este total neadevărat, pentru că se pot dezvolta chiar și la copii mai grav afectați abilități de autoservire și de a forma o viață independentă. Ceea ce mai mitul despre de care ne-am mai lovit noi este confuzia legată de tulburarea de spectru autist și copiii care nu aud. Asta cred că am întâlnit-o destul de des, mai ales în momentul integrării în școala de masă, chiar printre cadrele didactice. Și cred că acestea ar fi o serie de mituri pe care se regăsesc și la noi. Din experiența părinților și a familiilor, în carte este descris ciclul durerii și al acceptării, fasele emoționale prin care trecem cu toții în situația dificilă a unei pierderi. Diagnosticul de tulburare de spectru autist reprezintă un doliu, pierderea imaginii ideale a relației părinte-copil, pierderea imaginii ideale a copilului de aur, copilul mult dorit care va crește și va avea de acum mult răbnita viață normală. Aș vrea să îl întreb pe Marius, dacă dispare tulburarea de spectru autist la vârsta adultă, ce oportunități există pentru adulții cu TSA? Dacă există cazuri de TSA diagnosticate târziu în viață, după cum se precizează în această carte, mai ales că nu știu, o atenție specială este acordată în special copiilor și nu adulților cu tulburare de spectru autist. În general, resursele se folosesc recuperării, spunem noi, și atunci normal că trebuie să facem recuperarea, spuneam mai devreme cât de importantă este recuperarea precoce. Într-adevăr, există și persoane cu autism, inclusiv la noi în țară, diagnosticați târziu, peste 30 de ani.
sunt persoane care au reușit să-și depășească cât de cât niște bariere și au reușit să fie integrați din punct de vedere social, dar la un moment dat, dacă nu au fost acceptați așa cum sunt, pentru că anumite arii de dezvoltare clar nu știu să dezvolte corespunzător, au intrat într-un blocaj, au intrat într-o rejecție a societății, din păcate, și mulți din ei în momentul acesta sunt persoane care nu se integrează social. Cunosc mai multe cazuri de adulți cu autism și să vă dați seama, un tip de 30 de ani cu facultăți grele, teologie și filozofie, și el nu poate să reușească să se angajeze, că nu e în stare să se organizeze, să ajungă la un interviu. Deci o abilitate aparent simplă pentru noi, și mi-aduc aminte într-un reportaj Discovery, când se făcea un RMN funcțional, înseamnă scanarea creierului în timpul unei activități la o persoană cu autism. Prima oară i s-a pus în față un test destul de greu matematic, i s-a înroșit doar o mică bucățică din creier. El avea, așa cum spune și Mircea Paucă, un adult de la noi din țară, acea scurtătură, ei funcționează pe scurtături și lungături, așa spune Mircea. Deci acest om avea o scurtătură, efectiv, de a găsi o soluție, să calculeze ceva ce nouă ni s-ar părea complicat. În momentul în care i s-au pus trei obiecte pe masă și i s-a cerut să-i deosebească acele obiecte pe masă, o abilitate aparent foarte simplă pentru noi, tot creierul i s-a înroșit, a reușit să facă abilitatea respectivă, și asta ne arăta că, de fapt, el n-avea o sinapsă, o legătură rapidă care să rezolve problema asta, și el a trebuit prin terapie, prin învățare, să-și creeze o nouă legătură, dar din păcate această legătură îi solicită foarte mult creierul, pentru că efectiv se plimbă prin tot capul și așa de fapt funcționează ei, că lucrurile care aparent nouă ni se par simple, Mircea de fapt spunea și el, la fel a terminat liceul Sava, care este cel mai bun liceu de la noi din țară, o facultate de cibernetică, toți colegii lui sunt în state pe la NASA, și spunea, părinții mei dacă mor mâine, poi mâine, că au peste 75 de ani, eu nu știu să mă descurc singur în casă. Un tip care ajunsese la nivelul de lector universitar. Deci vedem, ei au anumite abilități, chiar peste medie, cei care reușesc, v-am spus, să depășească aceste lucruri, dar rămân cu niște abilități aparent simple pentru noi, pe care nu și le pot dezvolta. De asta e nevoie de intervenție intensivă, intervenție precoce. În general, adulții cu autism n-au avut parte de terapie, pentru că pe vremea aceea nu se știa și nu se făcea, nu se diagnostica foarte greu autism și nu erau terapii specifice, pentru că terapiile au apărut în general după anii 80. Există și la noi copii, noi îi numim recuperați. Îi numim recuperați pentru că au ajuns la un nivel de funcționalitate în așa fel încât și noi de multe ori ca specialiști că aproape nu ne mai dăm seama că acolo este vorba de tulburare de spectru autist. Ei vor rămâne cu un autist, vor rămâne cu probleme, le numim noi probleme sensibile, de abstractizare, de înțelegerea aluziilor, de înțelegerea lucrurilor acestea pe care noi în general le comunicăm la nivel mimico-gestual și pe care nu le-am învățat nici în școală, nu le-am învățat, le-am învățat prin relațiile directe între noi oamenii. Ei, din păcate, nu-și rezolvă aceste probleme și de aceea în școală sunt ușor supuși bullying-ului, pentru că nu înțeleg dacă se face mișto de ei, vorbind în ghilimele, nu înțelege dacă un copil nu înțelege dacă cineva face o aluzie legată de el, de o ironie legată de el. Ei, în general, iau lucrurile mot-a-mo, dar mare parte din ei, cum spunea și Bogdan aici de față, dezvoltă niște abilități mult peste medie și noi recomandăm să dezvolte niște abilități chiar mult peste medie pentru a compensa celelalte deficite și în felul acesta să fie integrați din punct de vedere social și acceptați așa cum sunt. Deci probabil că dezvoltă mai mult niște abilități intelectuale în anumite circunstanțe și mai puțin niște abilități sociale, să spunem, care, să zicem, nouă ni se par ceva foarte la îndemână uzual. Le mulțumim invitaților noștri de astăzi, Gabriela Deniz, coordonatoarea colecției Parentaj, care s-a plecat și a muncit mult la această carte.
Marius Teodor Zamfir, Camelia Crișmariu și Bogdan Brumă. Aici încheiem evenimentul Autism între mici și realitate, cu lansarea cărții Tulburarea de spectru autist, ghidul complet pentru înțelegerea autismului, de Chantal Cecile Chira. O carte specială, cum s-a spus aici, și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice, un ghid complet pentru gestionarea unei astfel de situații și pentru a nu marginaliza copiii cu DSA, cu tulburare de spectru autist. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la următoarele evenimente aici la standul editurii Herald.